Un magazin de bijuterii din capitală a fost aseară ținta unui atac tâlhăresc. Doi bărbați au amenințat comercianții cu o armă și au reușit să fure mai multe articole din aur în valoare de aproximativ 180.000 de lei. Potrivit polițiștilor, bărbații, ambii în vârstă de aproximativ 30 de ani, au amenințat angajata magazinului cu o armă cu aer comprimat, după care au spart vitrina. Nu erau mascați, era cu glugă. Unul era cu glugă pe cap. Spaza a fost alertată, s-a prezentat în 3 minute, însă persoanele au reușit să părăsească locul mitrii infracțiuni. Pentru a lua urma infractorilor, ofițerii i-au apelat și la ajutorul unui câine polițist. S-a gustat nimic. Pur și simplu, oraș, când nu poate lua urma din cauza de smult cetățeni. Nu fost oameni încălcați, cu mai smult persoane, automobile și căinele pierde. Vânzătoarea magazinului a refuzat să discute cu presa. Spuneți-ne, vă rog, ce au luat cei doi indivizi? Erau mascați, înarmați. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal.